Vă pupăm! Și astăzi o să vedeți unde o să mergem cu Nițoiu pentru prima oară. La Dorblas. Să fie... Unde? Dorblas. La Dorblas, să auzi. Microfonul, ia microfonul. Ține-ți tu. Așa. Da, astea la mine. Bă, dar deci băiatul ăla de ce nu bagă și nu într-o barcare să vină să vină? Hă? Băiatul din barcare. Hai că nu mai rămân. Și-am plecat. Am plecat cu... Mamă, ce cald e, frate! Trească și finul! Salută oamenii aici! Vă pupăm! Ion și-a uitat încărcătorul în casă. Ia, cum? A învățat, mă! A învățat 52-ul. Data trecută sunase până la 28 la alți oameni. Hai să fii repede, da? Și-am plecat la drum, fraților. Nu știu cum o să iasă acest vlog. Am un vibe foarte bun în această zi și am zis că, na, mai multă lume mi-a scris, de ce nu faci vlog? Și vreau să încerc să o să... Vreau să încerc și eu să văd cum e, să fac un vlog, să văd cum iese. Vă pup și revin cu update, exclusiv. Suntem la vești pe Fan Electroshock aici lângă noi. Prietenul lui Ion, Fan Electroshock. Mai mult șoc. Mai mult șoc. Bă, soc. Hai, după cum puteți vedea, cineva ne-a jurat, nu știu ce s-a întâmplat. Roata probleme, s-a blocat. Ce s-a întâmplat? Roata s-a blocat. Da, cu o mașină cu 4 roți, nu cu 3 că s-a stricat una. O mașină cu are 3 roți. Câte roți are o mașină cu 3 are roți? Are 2 și cu 3, 4. Te pup, bă. Deștept. Uf, 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 ce viață grea. Mi s-a stricat mașina. Că mă doare inima. Că s-a bulit și roata. Hai, bai, bai, bai. Fan Electroshock. Are mașini bune. Nașule. Nașule. Hai că a venit mașina. A venit? Da. Bun. Hai. Și ne-am pus la drum, fraților. Mulțumim lui domnul Cristos. Fan Electroshock, care a salvat situația. Hey, avem și aer, avem și casetofon, avem și parfum aici în aer, să miroase frumos, dar și aici să miroase cu gust de coacăze. Revenim, ciao. Până la urmă am ajuns, cu greu, dar am ajuns, suntem în Constanța. Vreau să ne spui și nouă câteva cuvinte despre această navă, Ioane. Ioane, spune câteva. Vreau să urce pe barca nebunii să mor. Băi! Băi, 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 nu! Vreau să urce sus acolo, băi, nu! Băi, frate, m-a adus o navă în 1907, în anii 2021, în apa mărilor. Mai tare, deci navă. Este din apa mărilor, nu? Ce mai tare barcă. Ce poți să ne spui despre această barcă și istoria ei? De unde provine această barcă? De unde e adusă? E adusă din Ucraina, adusă din Ucraina, valul ăla mare. Așa, bun. Ai idee cu ce au transportat-o oamenii aici? Cu ce au pus-o? A transportat-o cu... ce mai tare... trailer din România. Eu cred că a adus-o cu o căruță de-aia, cu vreo 3 cai. A adus-o cu trailer, barosane. Vezi, dacă dai 999, îți dă aparatul acasă. Ha, cât? Odată-mă, odată-mă, ureche! Băi, băi, băi! Mai bag o fisă. Mă,
Ce-i, mă? Viața mea. Ce-i, mă? Viața. Pupăm, am revenit. Pupăm. Am revenit la nou blog. Unde ne aflăm acum, Ioane? Ne aflăm la Constanța la Mare. Cum se numește acest pasaj? Se numește Pasajul Morților. Deci ne aflăm pe Pasajul Morților și o să revenim cu mai multe filmulețe în această seară. Vă pupăm! Vezi, tu, deci doar vă pup, să zic, vă pupăm pentru amândoi. Vă pupăm pentru amândoi. Vă pup eu atunci. Luați aminte și învățați de aici saltul morții, nu? Gata. Hai. De bas, mă, tine, să mă arăt familia. Vezi că ai neca lanțul, bă. V-am spus că nu știu să fac vloguri.
Am revenit cu finalul vlogului de a doua zi, că am uitat să fac finalul ieri, acolo la Constanța, după cum puteți vedea. Acoperă-ți puțin burta, te rog eu frumos. Fratele meu și finul meu, totodată Alberto, în paranteză, salut, fan Electroșoc. S-a stricat și mașina asta. Are dulce. E dulce. Ce-a pățit mașina, Ioane? Nu știu, frate, hai să vedem, facem o încercare. Vedem. Vezi, ia uite pe acolo bine ce are. Ia. A sărit motorul, stai, vedem cum e. E lichid amar. Încheierea acestui vlog, îți spun doar un singur lucru. Să nu-ți mai bagi urechile peste tot și hai să mergem și noi acasă, să dormim și noi. Vă pupăm și ăsta a fost primul nostru vlog. Revenim cu update. Revenim cu update. Yes! Cu ce revenim? Haide!